vreme faină. Ce întunecat e și de abia vreo 4 și ceva. Ceasul ăsta nu merge bine, dar e vreo 4 și ceva. Dă nisoarea imediat în Brașov să mă mai bucur puțin așa și dacă e ploaie. Bă, frig nu îmi e. Mai puțin așa. Dar e suportabil. Dacă aveam echipamentul ăsta atunci când m-a prins ploaia aia torențială, păi n-aveam nicio treabă. E decembrie. Nu știu exact ce dată e, cred că e 16, 17, 18, nu mai știu. Sunt minus un grad afară și m-am gândit să ies cu motorul. Că, la mea, nu știu, soare. Ce am pe mine, o să încep de jos în sus. Am pantaloni termici, o pereche de pantaloni de flis, pantalonii moto, sus am o bluză termică, un plover pe gât, gen turtleneck, bluza moto, o bluza geaca moto. Singurul loc în care cred că o să-mi fie frig și îmi e deja frig, la degetele, că mânușile nu sunt prea călduroase. Dar nu-i problemă că în ianuarie mi-au o mânuș cu încălzire. Mi intră părul de la barbă în gură. Mamă, cred că îmi degeră degetele să mor eu dacă nu. Fix capetele degetelor mi-au înghețat. Mamă, dar ce mi-au înghețat? Mai bag la motor așa din când în când, că sunt cam reci. Singurul loc în care am probleme. Că în rest nu mi-e fric deloc. Nu știu dacă asta a fost o idee bună sau nu. Probabil că nu. Dar noi, bai, că în ianuarie v-am zis, iau mănuși cu încălzire de la Revit, am văzut eu. De-abia aștept să le iau. Deci să le iau cu mine și când mă duc pe munte la schi. Când mă duc la schi, direct mănușile Revit încălzite. Revit sponsorizează-mă, te rog frumos. Oare mă oprește poliția să mă întrebe dacă am cauciucuri de iarnă? Există acel polițist care să facă asta. Am ieșit de fapt să și testez echipamentul ăsta. Până acum e ok, dar deja încep să simt. Să simt că la piept n-am să vă mint, mâinile nu prea mi le mai simt. Acum simt frigul. Asta e nouă și pentru mine. Eu cred că m-am dat până acum în decembrie. Pe minus un grad sigur nu m-am dat, dar în decembrie nu mă știu dacă m-am dat sau nu. Ce am învățat din experiența asta? Stai dracu acasă. Nu te dau pe motocicletă la minus un grad. Aia am învățat, dacă nu era clar până acum. Da, na, eu sunt mai special, trebuie să testez. Trebuie să mă conving eu. Ajung acasă, bag un ceai cald, un ceai fierbinte. V-am zis că nu-mi place iarna. Nu știu dacă v-am zis. Da, e fain Crăciun și alea. Revelion. Multă mâncare, distracție. E fucking frig de mori. Se întunecă la 5. De fapt, ce vorbesc? La 5 e beznă deja. De-abia dacă e soare, așa, câteva zile din iarnă, totul e gri, negru, nu știu, așa, apăsător tot. De-aia cred că am și inventat pus luminițe și decorat, colorăm totul. Pentru că e fucking depresiv când ieși afară iarna. De-aia eu iarna sunt așa posomorât, nervos, n-am chef de nimic. Poate ziceți că da, bă, dar uite că e fain la munte, la mers cu schiurile, cu Sania, cu... Da, cu aia. M-am plictisit de schiuri și snowboard-uri și munte și... Asta pentru că m-am născut la munte. De luminițe. Acum azi vreo 5 grade, cred. Sau 3. Facem content de Crăciun. Mare content ce-am făcut. Măcar vă arăt luminițele din
orașele astea. Concert aici, ce e? Am pus viziera transparentă, că tot e noapte și nu vedeam nimic cu aia fumurie. Dar prin locul nu l-am pus. Bă, au pus ei lumini pe aici, că nu erau. Dar drumul ăsta, când îl facem și noi? Se fac 2 ani de când am motorul ăsta. Bine, nu acum, dar în vară. Prin vară l-am luat. Se fac exact 2 ani, nici nu știu când au trecut ăia 2 ani. Nici nu știu când au trecut 5-6 ani de când am început să pun clipuri pe YouTube. 5 ani cu aia. 5 ani deja. Când au trecut? M-am bătrânit 5 ani de atunci. Uite frumos, au împodobit primăria. Uite și aici au împodobit bradul, doamne, au împodobit parcul. Ce să zic, sărbători fericite să aveți.